Și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Legal 100%. Așa cum v-am obișnuit deja, ori de câte ori se anunță intrarea în vigoare a unei legi noi, încercăm să vă ajutăm să o înțelegeți mai bine, pentru ca măsurile ce urmează a fi implementate să nu vă ia pe nepregătite. Regulament european nou în privința protecției datelor cu caracter personal este subiectul pe care îl vom aborda astăzi. Încercăm să aflăm așadar care sunt măsurile aduse și de către acest nou regulament și multe alte aspecte pe care companiile și instituțiile publice ar trebui să le înțeleagă foarte bine. Sigur că, așa cum era cumva de așteptat, s-a creat o mică isterie, asta pentru că se cam ridică nivelul costurilor, dar mare atenție, astăzi vom încerca să vă dăm cât mai multe informații pentru a fi bine pregătiți și vom afla și data pentru care trebuie să fiți pregătiți, data începând cu care va intra în vigoare acest nou regulament. Alături de mine în studioul emisiunii Legal 100% se află domnul avocat Dan Moroșan. Bine ați venit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Cel care ne va ajuta astăzi așadar să înțelegem mai bine ce este acest nou regulament, de fapt ce noutăți aduce el, pentru că și până acum aveam o directivă privind protecția datelor, dar înțeleg că acest regulament este puțin mai dur, se încearcă protejarea mai amplă și mai subliniată a cetățeanului cu privire la datele sale personale și aș începe exact în felul acesta să ne spuneți ce înseamnă GDPR, da? Că așa e prescurtarea, exact. Bun, acest GDPR, cum ați spus mai devreme, este un regulament european, a fost adoptat în 27 aprilie, cred, 2016, da, și are termen de intrare în vigoare în 25 mai anul acesta, adică peste aproximativ 40 de zile. GDPR e un acronim care semnifică, da, denumirea în engleză, General Data Protection Regulation. Regulamentul general în română privind protecția datelor personale. Deci despre asta este vorba. Ceea ce spuneam la început este că oarecum s-a creat o mică isterie. Și am spus acest aspect tocmai gândindu-mă la faptul că s-a vorbit mult despre acest nou regulament și se spune că aceste schimbări din legislație cu privire la noul regulament vor afecta cumva bunul mers al afacerilor mici și mari din Europa și nu numai. Ce înseamnă asta? De ce se spune în felul acesta? Regulamentul aduce, dacă vreți, o stare de normalitate. Până acum, pe partea de corporații tech, da, ele se autoreglementau, în sensul în care fiecare își impunea un standard. Momentan, odată cu intrarea acestui regulament în vigoare, se va tranșa definitiv problema de monetizare a datelor personale. Știți, să aveți, bănuiesc, un cont de Google, un cont de Facebook și altele. Serviciul este gratuit. Deși când ne uităm la situația financiară a acestor companii, ele sunt top ca cifră de afaceri. Așa că ele fac bani tocmai din monetizarea acestor date, le vând la terțe persoane companii care apoi targetează persoanele a căror date au fost preluate, da, prin niște ad-uri. Dacă vrei să-ți cumperi o bicicletă, îți apare un ad cu un magazin de biciclete. Dacă ești interesat, nu știu, de cauciucuri, tot așa. Din perspectiva companiilor strica obligații, regulamentul introduce, dacă vreți, un nou tip de cost operațional. În sensul în care va trebui investit atât timp, cât și tehnologie, cât și cursuri de pregătire, da, pentru personal, ca să știe exact cum trebuie să prelucreze aceste date în fiecare companie în parte, astfel încât, din perspectiva regulamentului, această prelucrare să fie sigură și la standard.
Ne-ați adus vorba de aceste rețele de socializare, pentru că sunt în mare trend. Și aici aș vrea să vă întreb ceva în legătură cu furnizarea cu bună știință a datelor personale. Deci, practic, noi ni le dăm aceste date pe conturile de socializare cu bună știință, asumându-ne oarecum riscul că ele vor fi cumva rostogolite în acest mediu. Deci cumva cei care au gândit acest regulament au luat anumite decizii și numele nostru pentru a ne proteja încă o dată în plus. O mare schimbare care apare cu acest regulament este modul în care trebuie luat consimțământul persoanei a cărei date sunt prelucrate. Înainte știți că aveați acele ferestre în care apărea Do you agree with this terms of use? Da, ești de acord cu termenii și condițiile. Exact. Toată lumea era un click de ok, mergea, era mai mult în automatism decât orice altceva. Aproape nimeni sau foarte puține lume efectiv stă să citească toate acele prevederi. Bun, regulamentul spune felul următor. Da? E ok, dacă îți dai consimțământul la orice cu datele tale personale, dar trebuie să știi exact la ce îți dai consimțământul de fapt. Da? Ce date ți se prelucrează? Nu știu, nume, prenume, listă de prieteni. Perfect. Cu ce scop se prelucrează? Ca să facem serviciu mai bun, să zicem. Are dreptul compania care prelucrează să trimită mai departe. Și apare frumos într-un notice, da? Care trebuie să fie, dacă vreți, un consimțământ de tip opt-in. Îți explică exact ce se întâmplă, iar apoi trebuie să fii de acord. Nu apare automat standard că ești de acord și apoi poți să faci un opt-out. Dar e o schimbare de poziție. Cu alte cuvinte, mult, mult mai clar va deveni, da, pentru noi, pentru consumatori, de fapt, ce anume se întâmplă cu aceste date. Și trebuie explicit să ni se explice în acea politică. Da, și pe dumneavoastră vă rog să ne spuneți mai clar, explicit și clar. Într-adevăr, persoanele din IT și cele care se ocupă de acest domeniu în cadrul companiilor vă înțeleg perfect și termenii folosiți. Okay. Cu noi e puțin mai dificil, restul cetățenilor, dar trebuie să cunoaștem și noi acest aspect, pentru că, iată, mă bucur că ați menționat de aceste rețele de socializare, pentru că ne confruntăm cu Facebook-ul, cu Instagram-ul și așa mai departe, zi de zi, și acolo se întâmplă tot felul de lucruri și poate multe pornesc de la această protecție a datelor. Ne spuneați de acele reclame, ad-urile, da, care ne sunt furnizate după aceea, pentru că e modalitatea, sau a fost până acum, sau până la 25 mai, modalitatea prin care aceste rețele câștigau niște bănuți. Acum, în mod normal, regulamentele europene, da, intră în vigoare fără alte, nu știu, formalități sau măsuri de adaptabilitate. Este România pregătită pentru acest pas? La un moment dat, în emisiunea Legal 100%, am mai abordat subiectul. Într-adevăr, nu exista ceva concret cu privire la acest regulament, doar anumite zvonuri. Cu toate acestea, vocile spuneau că România nu este pregătită pentru acest pas. Sincer vă spun, o să fac o analogie. Știți, cu zăpezile. E cam aceeași chestiune. Tot timpul suntem mai mult sau mai puțin surprinși de venirea zăpezii. Din 2016 se știa de acest regulament. Da? Era evident că va intra în vigoare, era evidentă și forma. Da? Că era adoptat în formă finală în 2016. Momentan există la nivel național o autoritate care se ocupă de această protecție a datelor și ea este însărcinată în a dezvolta ghiduri, proceduri și altele. Să pregătească, de fapt, companiile, să dea guideline-uri pentru ce se va întâmpla și ce modificări trebuie să facă. Momentan se lucrează, dar o abordare, dacă vreți, unitară la nivel național nu avem. Dar această autoritate se ocupă exclusiv de aceste aspecte, dar reușește să facă față tuturor companiilor sau au reprezentanți în teritorii? Sau... Este o problemă și aceasta. Aveți dreptate, ați punctat-o foarte bine. Momentan este un proiect de lege privind modificarea legii după care funcționează această autoritate. Și una dintre punctele respective în legea de modificare este modificarea numărului de angajați. Și s-a propus să fie număr de 85. Vă dați seama, 85 de angajați la această autoritate, a cărei unic scop,
sau competență este verificarea de a respectării prelucrării datelor cu caracter personal. Este infim. Este absolut infim, da, la numărul de companii care prelucrează date cu caracter personal. Și acest proiect de lege, credeți că va avea Dacă va avea succes și dacă nu va avea succes, oricum este oarecum irelevant, pentru că, cum a spus foarte bine, regulamentul și obligațiile impuse în regulament, da, ele devin obligatorii din 25 mai. Dacă modificăm sau nu structura agenției, da, nu afectează cu nimic acest regulament. Momentan, cred că sunt 55 de persoane în jur de care lucrează la agenție. Deci a suplimentat cu vreo 30 de locuri. Dar iată că e foarte interesant cum funcționează sistemul, din nou, trist, oarecum trebuie să ne exprimăm. Regulamentul va intra în vigoare. E clar, nu are nimeni niciun dubiu, din 25 mai. Noi totuși ne gândim să găsim soluții, iată, și cu privire la numărul de angajați ai acestei autorități care să se ocupe de supravegherea și punerea în aplicare a măsurilor ce trebuie să fie implementate efectiv de către sau prin acest regulament, dar noi propunem acum proiectul, știm ce înseamnă un proiect legislativ până intră, până se aprobă și așa mai departe, deci practic va fi un decalaj destul de mare, perioadă în care iarăși nu vom ști exact în ce parte să o luăm. De început, evident, am început mult prea târziu. Exact, acolo am vrut să ajung și asta am vrut să subliniez. Acum, bineînțeles că fiecare companie, auzind de acest nou regulament, se întreabă, oare companiei mele îi se va aplica? Deci este o regulă generală că fiecare companie care se ocupă practic cu procesarea datelor și nici nu știu dacă, să-mi spuneți dumneavoastră, există companii care efectiv ies din sfera aceasta și nu lucrează cu niciun fel de date personale, totuși sunt angajați, sunt niște salarii, lucrez cu datele personale ale angajaților, dar minte cele care trec și dincolo de aceste aspecte. Așadar, companiei mele se aplică acest nou regulament? Ar fi o întrebare pe buzele probabil tuturor celor din domeniu. Răspunsul, mie personal nu-mi place să dau cifre, dar statistici. Dar o să îndrăznesc o statistică, 99% din companiile existente pe piață care desfășoară activitatea în Uniunea Europeană vor fi obligate în conformitate cu acest nou regulament. Cred că chiar în emisiunea noastră a discutat ce înseamnă o dată personală. Da? O dată personală e absolut orice care face identificată sau identificabilă o persoană. Și atunci, prima întrebare care ne punem când ne întrebăm dacă companiei noastre ni se aplică acest regulament este dacă avem angajați. Dacă avem un angajat, s-a terminat povestea, trebuie să respectăm regulamentul. Singura variantă, iarăși puțin probabilă, în care nu s-ar aplica, ar fi dacă suntem o persoană fizică autorizată, da, și noi creăm, să zicem, doar cod, o firmă de IT. Doar scrie un individ specialist pe domeniul lui, da, un anumit cod și transmite la o societate care comandă acel cod. În acel caz, dacă nu are angajați firma și doar persoana fizică autorizată face acea activitate, s-ar putea să avem o discuție dacă se aplică sau nu acest regulament. Dar iarăși, pentru vasta majoritate, se va aplica și se aplică nu doar firmelor private, ci și autorităților publice. Dar cu cine se poartă această discuție? Adică cine stabilește? Regulamentul stabilește. Deci regulamentul stabilește la început, articolul 5.6, parcă, nu vreau să vă induc în eroare, dacă regulament, obligațiile, da, de conformitate se aplică tuturor persoanelor juridice care prelucrează date cu caracter personal și autorităților și instituțiilor publice, mai puțin cele care procesează date cu privire la activități de natură penală și cooperare judiciară în materie penală. Acolo există un alt instrument european care reglementează acea materie. Este regulament european. Asta înseamnă că regulamentul se aplică doar companiilor ce au sediul în Uniunea Europeană? Nu. E interesantă abordarea. S-a încercat să se creeze, să cuprindă, de fapt, cât mai vast, da, toate activitățile de prelucrare. Și atunci, regulamentul se aplică atât persoanelor juridice care au sediu în Uniunea Europeană și prelucrează date, indiferent de locul unde se prelucrează aceste date, da? Și se aplică și companiilor aflate în afara Uniunii care targetează, da, persoane din interiorul Uniunii. Prin această targetare înseamnă fie
faptul că ele vând un produs sau un serviciu, oferă un serviciu, da, în piața unională, fie efectiv analizează piața pentru un produs viitor. O companie, vă dau un exemplu japoneză, da, vrea să vândă mașini în Uniunea Europeană și momentan nu vinde. Și atunci face o activitate de profiling, da, verifică comportamentul și preferințele consumatorilor și colectează date din Uniune. Acea companie, dacă este toată în Japonia, îi se va aplica și acest regulament. Deci e destul de vastă. Da. Da, e acoperirea, foarte să spunem așa. Exact. Spuneam la început de faptul că până în acest moment există o directivă care vizează protecția datelor cu caracter personal. Să înțeleg că acest nou regulament o înlocuiește sau ea vizează doar anumite părți și acest regulament vine cu anumite completări? Răspunsul e următorul. Oficial. Regulamentul înlocuiește directiva. Dar, din moment ce legislația trecută a fost o directivă, asta a însemnat că statele membre au transpus-o într-o manieră sau în alta în legislația națională. Dacă era obligatorie o lege de transpunere. Și atunci, dacă legile de implementare a respective directive ofereau încă înainte de acest regulament standarde mai ridicate, da, acele standarde încă se vor aplica, chiar dacă avem acest regulament, pentru că oferă o protecție sporită. În schimb, dacă standardele nu se ridică la nivelul regulamentului, regulamentul se va aplica cu prioritate. Dumneavoastră ați reușit să parcurgeți acest regulament? Da, regulamentul are 88 de pagini momentan, undeva la 170 de puncte în preambul în care explică de ce și cum va opera și undeva la 100 de articole. Știu că avocații au acest defect profesional în a analiza regulamente, directive, măsuri luate, legi și a încerca să descopere totuși anumite inadvertențe. Parcurgând acest regulament, ceva anume a sărit în ochi, să spun. Știți care e problema cu acest regulament din punctul meu de vedere? E o problemă și o parte frumoasă. Din moment ce se aplică în atât de multe situații și atât de vastă area de acoperire, termenii folosiți sunt nu neapărat vagi, dar generali. Da? Pentru că nu poți, având o area atât de mare, să acoperi toate activitățile potențiale și care vor intra. Și lasă oare loc de interpretări din nou? Din nou lasă loc de interpretări. S-a încercat o reglementare cât mai strictă, dar la această magnitudine strictețea suferă din cauza caracterului vast. Da. Problema va fi doar de interpretări. Acum aș vrea să vă întreb ce fel de amenzi, că știți că acolo e problema cea mai mare, riscă cei care nu vor respecta acest regulament, bănuiesc că sunt clar prevăzute în interior. Da, amenziile sunt pe la articolul 90 și ceva spre final, știți, cei care n-au avut timp, vreme sau așa, n-au ajuns până acolo, dar ideea e că sunt două tipuri de amenzi. 2% din cifra globală de afaceri din anul precedent financiar care s-a terminat sau 4% din această cifră de afaceri. Sunt cele două criterii, iar acestora le corespunde corelativ suma de 10 milioane de euro sau 20 de milioane de euro. Deci ori 2% sau 10 milioane de euro, ori 4% sau 20 de milioane de euro, care e mai mare? Asta este amenda? Da. Stați așa? Nu, vă rog frumos, nu intrați în panică încă. Spuneați de panică. Aceasta a fost și motivul pentru care aceste amenzi, da, cifra pentru care s-a creat panică. Regulamentul spune maxim 10 milioane de euro, maxim 20 de milioane de euro. Există niște criterii în funcție de care se apreciază. Da? Deci poate să fie de la 0 până la 10 milioane de euro. Nu în mod necesar 10 milioane. Aici vreau să ajung. Da. Și atunci va varia în funcție de instituția care va aplica aceste amenzi. Și cine aplică aceste amenzi? Amenzile vor fi aplicate de către Autoritatea Națională de Supraveghere. În cazul României, cei 55-85 de membri. Da? Ei vor decide, pe baza acestor criterii pe care vi le-am spus mai devreme, da? Ce sumă va fi incidentă de la caz la caz. Ce ar trebui să se întâmple ca să se ajungă la amenda de 10 milioane de euro, de exemplu?
Ce fel de prejudicii atât de mari, de imagine, de, nu știu, afectare a datelor personale, a persoanelor în cauză să se întâmple pentru ca autoritatea de supraveghere să decidă această amendă? Vă voi oferi un exemplu care stă și la baza rațiunii reglementării acestui instrument, acestui regulament. Știți că în 2016 au fost 3 evenimente mari. Au fost alegerile prezidențiale din Statele Unite, a fost Brexit-ul și a fost scandalul Cambridge cu Facebook, Facebook și Cambridge Analytica. Bun, într-o situație de genul, s-ar putea aplica o amendă de 20 de milioane de euro. Ce s-a întâmplat acolo, de fapt? Facebook, după cum v-am spus mai devreme, are o politică, un business plan, un plan de afaceri care monetizează datele personale, da? Din asta câștigă. Perfect. Și în cadrul platformei există aplicații diverse. Nu știu dacă ați văzut sau nu, dar este o aplicație care spune ce test de personalitate, horoscopul, ce culoare ți se potrivește și mai departe. Bun, acele aplicații trec printr-un proces de screening în momentul în care apar pe platformă, adică sunt verificate. Bun, la momentul scandalului cu Cambridge Analytica, politica Facebook era foarte laxă, în sensul în care permiteau acestor dezvoltatori, developeri se numesc ei, da? Care creează aplicațiile, să preia foarte, foarte multe date pe care le deținea platforma. Cu Cambridge Analytica a fost de felul următor. Cei de la Cambridge au fost contactați de către o persoană de cetățenie rusă care a creat o aplicație, un test de personalitate. Undeva la 300.000 de persoane, cred, au accesat acel test. Da? Click, ești coleric, flegmatic și așa mai departe. Aplicația a preluat datele personale atât a celor 300.000 de persoane, cât și a tuturor prietenilor pe care îi aveau acești 300.000 de persoane. În total s-a ajuns la un număr de aproximativ 6 milioane de persoane ale căror date au fost colectate de această aplicație. Individul respectiv a vândut datele către Cambridge Analytica și Cambridge Analytica a fost a sfătuit, dacă vreți, atât campania actualului președinte Trump, cât și cei care doreau Brexit-ul respectiv să nu mai fie în Uniunea Europeană Marea Britanie. Dar bănuiesc că aceste date au costat mai mult de 10 milioane de euro, 20. Suma respectivă, ați zis că ar fi fost amenda. Suma respectivă n-aș ști să vă zic, dar comportamentul în acest caz ar fi fost un breach de date, da? S-a identificat faptul că a existat o breșă, da? Sau niște date au ieșit din platformă fără să dorească acest lucru. Da, și atunci amenda ar fi în cazul acesta 20 de milioane dacă se dovedește intenția sau willful blindness, adică faptul că ei n-au dorit în mod necesar, dar au acceptat că se va produce așa ceva. Da, dar iată, acestea au fost evenimentele acestea majore. Care au stat la bază. Și până acolo sunt altele puțin mai puțin semnificative, să le spun așa, și atunci acolo amenziile sunt mult mai mici. Domnule avocat, din păcate nu mai avem timp, okay. Dar vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați oferit și cu siguranță le-am fost de folos de telespectatorilor, celor care, iată, sunt într-o companie sau într-o instituție publică, trebuie să cunoască că începând cu data de 25 mai 2018 intră în vigoare acest nou regulament european general de protecție a datelor. Așadar, în speranța că v-am fost de folos. Până data viitoare, vă spun numai bine!